Ziua națională a României a fost marcată în Bacău într-un mod sobru și profund patriotic. La cimitirul eroilor căzuți în războiul de întregire a neamului au avut loc ceremoniale religioase și militare. Sărbătorirea a 105 ani de la Marea Unire de la 1 decembrie 1918 a fost totodată o comemorare a celor care au murit pe front și care au făcut posibil acest eveniment fundamental pentru România. Ca în fiecare an, la cimitirul eroilor s-a desfășurat un ceremonial religios urmat de un ceremonial de depunere de coroane din partea tuturor instituțiilor importante, civile și militare. Evident că românilor le urez în primul rând la mulți ani, la mulți ani cu sănătate, la mulți ani cu credința faptului că România va dăinui milenii de acum încolo și evident cu simțul datoriei față de neam și țară împlinit pentru fiecare român, pentru că e important ca fiecare să conștientizăm că nu urându-ne reciproc, nu luptând unul împotriva celuilalt, vom reuși să facem ca România să dăinuiască peste ani. Citeam aseară câteva fragmente din Povestea vieții mele, o carte scrisă de Regina Maria, care cumva pe parcursul a câtorva pagini rememorează emoțiile trăite în preajma Unirii și în ziua Unirii și, evident, după ziua Unirii. Spunea domnia sa că odată cu 1 decembrie 1918 visul Unirii, visul României Mare a devenit unul aievea și atunci noi, românii, trebuie să îngrijim la această dorință a reginei, astfel încât România Mare să fie aievea, să dăinuiască aievea. De asemenea, le urez românilor multă sănătate, sărbători cu bine și fie ca acest neam să își recunoască eroii în veșnicia lor, pentru că datorită eroilor români am ajuns să avem un neam reîntregit, am ajuns să ne recâștigăm demnitatea și libertatea și, evident, credința noastră creștin-ortodoxă sau cea creștin-catolică în funcție de riturile pe care le respectăm noi creștinii ortodoxi sau creștinii catolici din România. La mulți ani, dragi băcăuani! Ziua de 1 decembrie, sărbătorită în toată România și la Bacău, este stipulată în Constituția României la articolul 12, alineatul 2, prima Constituție actuală care prevede în mod expres că 1 decembrie, ziua unității naționale a tuturor românilor, este și ziua națională. Așa cum spunea și Nicolae Bălcescu, încă înainte de 1848, ținta tuturor românilor a fost unitatea teritorială și a tuturor populațiilor locuite în jurul principatelor române. A doua etapă a fost 24 ianuarie 1859, apoi 14 noiembrie 1878, după războiul de independență, alipirea Dobrogei la România și ultimele două etape din 1918, 27 martie Basarabia și 28 unirea Ținutului Bucovinei cu România. La 1 decembrie 1918, cei 1228 de delegați din toate ținuturile locuite de români au hotărât unirea Transilvaniei, Banatului și Crișana cu România. La acea dată a fost geografic cea mai cuprinzătoare suprafață a României locuite de români. Nu a fost să fie așa, totuși trebuie să remarcăm și să mulțumim tuturor factorilor politici din România că timp de 78 de ani ne bucurăm de pace pe acest teritoriu. Vreau să-mi permiteți să urăm în numele Biroului Executiv al Cultului Eroilor a județului Bacău la mulți ani tuturor băcăuanilor și românilor de pretutindeni. Cel mai important moment în istoria românilor, Ziua Națională, și de Ziua Națională trebuie să ne sărbătorim istoria, credința, religia, arta, tot ce avem noi mai frumos și tot ce are poporul român. Vreau să pe această cale să transmit la mulți ani tuturor băcăuanilor care ne fac cinste și onoare comunității noastre. De asemenea, trag un mesaj tot către toți românii prin care să ne iubim patria, să ne iubim tricolorul, să ne iubim credința, să ne iubim patria română. La mulți ani români, la mulți ani băcăuani! Nu au avut loc discursuri, lipsind de asemenea și tradiționala paradă militară.